Iubiți credincioși, o să mai citim și un cuvânt al Părintelui Ioan Iovan, un cuvânt din cartea sa, Sfânta Împărtășanie, Calea Desăvârșirii Creștine. Așadar, Arhimandrit Ioan Iovan, Sfânta Împărtășanie, Calea Desăvârșirii Creștine, Sensul mistic al Sfintei Euharistii, partea a doua. Iată pe scurt aceste faze. 1. Hristos prezent tipic și simbolic în liturghie. Am amintit că în cadrul ritului Sfintei Euharistii, că proscomilia este sluga de pregătire sau de punere înainte spre sfințirea darurilor aduse pentru jertfă. În sens tipic, simbolic, proscomilia este viața ascunsă a Mântuitorului, începută înainte de plinirea vremii și continuată în cei 30 de ani. Începută înainte de plinirea vremii, adică de încupare, și continuată în cei 30 de ani. Tăierea Agnețului, Sfântului Agneț, simbolizează întruparea cuvântului, iar scoaterea Sfântului Agneț din prosforă, din prescură, împreună cu cuvintele pe care le rostește preotul, simbolizează moartea și patimile lui Hristos, patimile și moartea lui Hristos. Preotul spune atunci că scoate ca un miel pe frânghiere sau duci ca un miel ce nu deschide gura sa. Într-o smerenia lui, judecata lui s-a ridicat și neamului cine îl va spune? Că s-a luat de pe pământ viața lui? Și apoi unul din soldați lunsulița l-am pus coasta lui și îndată a pus sânge și apă. Tăierea net, așezarea pe Sfântul Disc închipuie îngroparea Domnului Hristos. În afară de Sfântul Agneț, preotul scoate părticele din prescură în cinstea preacuratei Fecioare, Maria, a Sfinților, pentru pomenirea celor vii și a celor adormiți. Aceasta simbolizează cele două biserici, adică cele două ipostaze ale unei singuri biserici, biserica luptătoare de pe pământ și cea biruitoare din cer, unite prin credința și dragostea cea către Dumnezeu. Agnețul, atâta timp cât stă la Sfânta Proscomidie, preînchipuiește trupul Mântuitorului în vârstă când era rânduit ca dar. Copia cu care se taie și se înjunghe pâinea preînchipuie sulița cu care a fost străpuns Hristos pe cruce. A fost împus pe cruce în coastă. Ultimele acte ale proscomidiei simbolizează primele faze din viața Mântuitorului. Așezarea steluței pe Sfântul Agneț închipuie evenimentele întâmplate în legătură cu nașterea lui Hristos, sau cum zice Cavasila, minunile săvârșite în acel trup care era de curând născut și așezat în căniezle. Acoperirea cinstitelor daruri simbolizează răstimpul vieții necunoscute a lui Hristos înainte de ieșirea sa la propovăduire. Se pune întrebarea pentru ce simbolul proscomidiei, evenimentele din viața Mântuitorului se inversează în așa fel încât patimile și moartea premerg nașterii. Aceasta deoarece anterior venirii lui Hristos pe lume și nașterii sale din Efra din Betleem, profeții au profețit mai dinainte patimile și moartea lui. Intervalul de viață ascuns al Mântuitorului se prelungește și în prima parte a Sfintei Liturghiei până la Vohodul Mic. Sfânta Evanghelie, cu care preotul face semnul Sfintei Cruci, când dă binecuvântarea pentru începerea Sfintei Liturghii, stă întotdeauna pe Sfânta Masă și îl simbolizează pe Hristos cel pururea între noi. Antifonele de la începutul liturghiei sunt o prevestire a ieșirii Mântuitorului la propovăduire. Ele închipuiesc vremea de dinaintea lui Ioan Botezătorul, când Hristos era în lume, dar încă nu se făcuse cunoscut oamenilor. Deci cântările profetice ale antifonelor închipuiesc
timpul acela dinainte de Ioan, când și cinstitele daruri prin care e închipuit Hristos încă nu se aduc la mijloc, ci sunt puse deoparte și acoperite, adică la Sfânta Proscomidie. Ultima dintre psalmodiile antifonilor este o întâmpinare a lui Hristos, care se apropie și se arată, adică să cântă fericirile și atunci se pregătește vohodul mic sau ieșirea mică, care preînchipuie prima ieșire a lui Hristos în lume, prima ieșire a lui Hristos în lume în calitate de mântuitor, de predicator, făcător de minuni, care săvârșește lucrarea mântuirii. De aici, Hristos începe să devină prezent în mod mistic în Sfânta Liturghie. 2. Prezența Hristos prezent simbolic și mistic în liturghie. Ieșirea cu Sfânta Evanghelie și trecerea preotului cu ea prin biserică, adică vohodul mic, de acum nu simbolizează pe Hristos prezent numai în tipic, în chip tipic și simbolic, ci este și o actualizare mistică a lui Hristos. Hristos a ieșit la propovăduirea împărăției lui Dumnezeu. Drumul pe care îl face preotul cu Sfânta Evanghelie este drumul străbătut de Hristos de-a lungul Palestinei. Credincioșii urmează și se alătură lui. În această parte a liturghiei mai avem însă elemente simbolice. Astfel, lumânarea purtată înaintea Sfinților Evangheliei închipuie pe înainte mergătorul Domnului și botezătorul Ioan și pe alți profeți care vesteau venirea lui Hristos. Intrarea cu Sfânta Evanghelie prin ușile împărătești arată că prin venirea lui Hristos în lume, intrarea la cerul este deschisă tuturor credincioșilor. De acum îngerii din cer cântă și preamăresc pe Dumnezeu zicând: Sfânt, Sfânt e Domnul. La fel, biserica luptătoare cântă împreună cu biserica triumfătoare îngerească cântarea: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Urmează apoi citirea apostolului în timp în care preotul cădește însemnând prin fumul de tămâie darul Duhului Sfânt, care a umplut prin vestirea Evangheliei toată lumea, revărsându-se în toate marginile lumii, în inimile oamenilor, de buna mireasmă a învățăturii lui Hristos. De acum se citește Sfânta Evanghelie. Prin aceste citiri, prezența lui Hristos devine mai simțită. Numai că îl vedem și pășim pe urmele lui, ci chiar îi ascultăm învățătura, vedem minunile lui, îi auzim glasul și chemarea pe care El ne-o face. Ce-i chemați și zice Domnul? Îndemnul cu care se încheie Sfânta Liturghia chemaților se îndătau din oare către cei nebotezați și cei nevrednici de a asista la prefacerea darului, de a se împărtăși cu ele. Dar ea se potrivește și azi multora, căci botezați fiind, prin viața lor de păcate și fără de legi, sunt mai nevrednici ca păgânii. Intrăm în liturghia credincioșilor și ne apropiem de prefacerea Sfintelor Daruri, ce se află încă la proscomidiar. Sunt încă un simbol al lui Hristos. El totuși coboară în chip mistic alături de credincioși, iar pe credincioși îi face contemporan cu el. Heruvicul deșteaptă pe creștinii prezenți, închipuind ei în taină pe heruvim, asemănându-se în mod mistic, misterios heruvimilor, și cântă împreună cu dânsii trăimei celei făcătoare de viață, întâi sfântă cântare și toată grija cea lumească lepădând, adică nu cugetând la avere, la mărire sau desfătări lumești, ci cu demnitate să primească pe împăratul tuturor făpturilor cerești și pământești și să-l onoreze, așa cum în cerul onorează cetele îngerești, cântându-i cântarea Aliluia. Urmează apoi intrarea mare sau vohodul mare, prin care se accentuează prezența mistică a lui Hristos în liturghie. Actul simbolic al vohodului mare este tot mai învăluit în mister. Intrarea aceasta închipuie arătarea cea din urma lui Hristos, prin care mai ales, adică
drumul lui spre Ierusalim, spre Golgota. Acel drum a prins ura iudeilor. După ce l-a înviat pe Lazar și drumul lui spre Ierusalim, unde trebuia să se jertfească, când a intrat în cetate proslăvit de mulți. Mai închipui această ieșire și patimile Domnului, drumului spre Golgota, pentru a se jertfi pentru mântuirea noastră. Așezarea Sfintelor Daruri pe Sfânta Masă cuprinde în sine rând pe rând semnificația răstignirii Mântuitorului Iisus Hristos pe cruce, coborârea sa de pe dânsa, punerea în mormânt de către Sfintele Femei împreună cu Sfinții Iosif și Nicodim, obiectele întrebuințate aici capăt un înțeles mistic aparte. Astfel, procovățul de deasupra discului închipuie năframa în care a fost înfășurat capul lui Iisus la mormânt, iar cel de deasupra potirului amintește de giurgiu în care a fost învelit corpul său, în timp ce aerul care se așează pe cele două sfinte vase însemnează piatra prăvălită peste ușa mormântului. Până și tămâia întrebuiesată la cădire în acest moment are o semnare mistică, reprezentând aromatele cu care a fost uns Sfântul trup al Domnului. Sfânta Masă și Antimisul închipuiesc mormântul în care Domnul a fost așezat, iar închiderea ușilor împărătești și tragerea verei a perdelei reprezintă întărirea mormântului cu pază, adică pecetuirea mormântului și punerea lui sub pază. Credincioșul urmează astfel în mod mistic pe Hristos, în drumul patimilor lui, îngenunchează cu milință și cu inimă zdrobită de durere pentru suferințele lui și se roagă ca Dumnezeu să-i învrednicească de darurile jertfei sale. 3. Hristos prezent real mistic în liturghie. Înainte de slăvita minune a prefacerii darurilor, preotul printr-un șir de rugăciuni pregătește sufletele pentru înfricoșătoarea taină ce se apropie. Se zice simbolul credinței, prin care ne mărturisim dreapta credință. Apoi preotul cu glas înalt zice: să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă în pace să o aducem. Auzind aceste cuvinte, știm că se apropie clipa minunată în care se va săvârși minunea cea mare a prefacerii darurilor. La îndemnul preotului, sus să avem inimile, trebuie într-adevăr să ne ridicăm inima la Dumnezeu și nu jos la lucruri pământești. Acum preotul îi cheamă pe credincioși la cântarea biruinței. Cântare de biruință cântând, strigând glas înălțând și grăim: Sfânt, 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 Domnul Săvărăt, prinse cerul și mărit și pământul de mărirea Lui. Este imnul pe care oamenii și îngerii îl cântă lăudând biruința lui Hristos de pe cruce, prin care a sfârmat iadul și puterea morții, dăruindu-ne nouă viață și învierea. În acest moment sublim, cuvine este ca și noi să pășim cu sufletul în foișorul unde se afla Mântuitorul cu ucenicii săi la cina cea de taină, să ascultăm cu tremurat de plâns și de durere, dar hotărât jertfa cu care Mântuitorul împâine de pe masă și dându-o ucenicilor săi zice: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru noi. Bezi dintre acesta toți, acesta este sângele meu care se varsă pentru voi. Să ascultăm cu inima noastră întonațiile acestui glas, să privim cu fața îndurerată ca de moarte, dar senină și blândă ca un mielușel care fără să știe merge la înjunghiere, să ne apropiem cu ureche de inima lui Hristos care rostește aceste cuvinte și să ascultăm cum din dragoste pentru noi se zbate tare în fața pătimilor și a crucii pe care el acum o simte că vine către el și cum îi se așează pe umeri în strigătele de bajocură ale mulțimilor. Bezi dintr-o acesta tot, acesta este sângele meu, alegii cele noi, care pentru voi și pentru mulți se vață speretare păcatul, zice Domnul. Când auzim aceste cuvinte, se cuvine a ne închina până la pământ.
căci Mântuitorul simte cum se înalță pe cruce, simte sfârșierile trupului, pironit în cuie, simte că sângele său se prelinge în șiraie lungi, pe lemnul crucii pentru iertarea păcatelor noastre, pentru întemeierea împărăției lui Dumnezeu, sub legea cea nouă a dragostei. Sufletul străbătut de trăiri mistice, atât a preotului cât și a credincioșilor, prin formula liturgică a invocării, atrage Duhul Sfânt din înălțimea cea cerească și-l coboară peste sfintele daruri care se prefac în trupul și sângele lui Hristos. În clipa aceasta, darurile, pâinea și vinul se prefac în însuși cinstitul trup și sângea lui Hristos și de acum, care de acum este prezent în Sfânta Liturghie, nu numai printr-o comunicare duhovnicească a credincioșilor cu dânsul, ci și în chip real, substanțial, stabilindu-se astfel o identitate dintre materie și jertfa euharistice de pe Golgota prin acțiunea Sfântului Duh. Prefacerea este o mare taină, un mare mister, o lucrare nemai văzută, nepătrunsă și ascunsă puterilor acțiunii omenești. Aici se concentrează misterul liturgic adevărat și real și această primire între ale sale a sacrificiilor noastre, materiale și spirituale, în această mijlocire a cultului nostru de adorație, în această lucrare continuă opera Mântuitorului nostru. Prin Sfânta Liturghie a Bisericii, prin Sfânta Euharistie, mai ales ajungem și noi, trupul mistic al lui Hristos, atât pe calea unirii individuale cu El, cât și pe calea unirii tuturor într același trup mistic, pentru că toți ne împărtășim din aceeași pâine și din același potiv. Grație Sfintei Euharistiei, liturghia cuprinde înăuntru ei o revelație permanentă. În ea se descoperă neîncetat, sub forme accesibile sufletul omenesc, Fiul lui Dumnezeu, care este prezent mistic, înconjurat de puterile cerești și prin sfintele elemente preschimbate în trupul și sângele său și prea curatul său sânge, se împărtășește nevăzut darul sau grația mântuirii. Toată rânduiala liturgică următoare prefacere este pusă în raport cu actul istoric al îndeplinirii jertfei a Mântuitorului de pe Golgota. Astfel, înălțarea Sfântului Agneț, împreună cu exclamarea să luăm aminte Sfintele Sfinților, reprezintă ridicarea lui Hristos de pe cruce, iar frângerea în patru părți a Agnețului, imaginea morții sale. Împărtășirea noastră cu Sfânta Cuminecătură închipuie învierea sa și concomitent cu acesta învierea noastră duhovnicească. Finalul operei pământești a Fiului Dumnezeu îl formează ultimele instrucțiuni date de dânsul apostolilor săi, pe care Sfânta Liturghie le amintește în cele două arătări ale darurilor sfințite, și anume, atunci când poporul este îndemnat să se apropie de Sfânta Împărtășanie cu credință, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, și arătarea în această clipă a Sfinților Taine în ușile împărătești, amintește arătarea Mântuitorului pe muntele măslinilor, cea din urmă arătarea sa, înainte de înălțare, însoțită de cuvintele totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe când ducerea la proscomidear simbolizează însă și înălțarea sa la cer, ca ultim act al proslăvirii sale, începută mai înainte prin înviere. Liturghia de dar se încheie prin rugăciune preamărirea lui Dumnezeu, iar credincioșii, transfigurați, îndumnezeiți, prin unirea mistică euharistică cu Hristos, părăsesc plin de bucurie duhovnicească Sfântul Lăcaș. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.